comuna desfășurare operativă a ședinței, propun să dea citire doar articolele proiectului de hotărâre, nu și dispozitivul acestora. Având în vedere faptul că proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi au fost încărcate pe tablete și au fost subliniate și dezbătute în ședința comisiilor de specialitate. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Domnule secretar, vă dau cuvântul să dați și tine titlul proiectelor. Da. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii numărul 163 din 2017 privind constituirea Comisiei pentru Protecția Copilului Călăraș. Nu sunt amendamente. Domnul consilier Vărtejanu a solicitat să explicăm care este urgența discutării acestui proiect de hotărâre. Nu, în hotărâre. Urgența. Îmi dau seama că în ședință extraordinară să se facă. Dar în expunerea de motive a președintelui, pe care a dumneavoastră a semnat-o, dânsul n-a semnat-o, se spune în conținutul acestei motive că în ședință ordinară. Și noi am discutat-o în ședință extraordinară. Sigur că doamna juristă ne-a informat că, și ne-a arătat și hârtiile că s-a făcut o intervenție să se scoate din treaba asta ordinară pentru extraordinară. Da. Și am fost de acord cu ea. Sigur că da. Dar dacă am vrut să știu precis, ea este de competența unei ședințe ordinare sau unei extraordinare? A fost lucrată pentru ordinarea din septembrie, dar având în vedere faptul că s-a organizat o ședință extraordinară, pentru că este nevoie de desfășurarea acestei ședințe cât mai repede în componență completă, am introdus o ședință extraordinară. Este și de competența ședinței extraordinare. Am înțeles. Sigur că dacă ședința asta, mie mi se pare că noi am aprobat această hotărâre și cei doi. Și acum îi nominalizăm. Abia acum am nominalizat. Știu, dar ea trebuia făcută, cerute cătiile lor, la momentul când am dat-o. Au fost solicitate. Așa cum am dat-o ceilalți. Păi a fost pisat până o dă. Pase CHR-ul, nu a fost acum. Nu. Acum spuneți, domne, are loc în zilele următoare ședința asta. Și lipsesc cei doi componenți care n-au dat hârtiile la timp. Să fie fericiți. Este nevoie de comisie. Am înțeles. Adică, hai să facem hârtiile astea corespunzător cu sarcinile care avem. Au fost făcute toate la timpul lor, ASCHR-ul nu a răspuns la timp. Bun, n-a răspuns, nu se participă la o ședință și cu asta basta. Fără doi, nu e nicio problemă. Ședința se desfășoară. Este vorba despre desfășoară. Am văzut despre cine vorba. Domnul secretar, sigur că dumneavoastră puteți să mă contraziceți și să spuneți ce doriți. Nu v-am spus. Eu s-o decid un singur lucru. Atunci când e, insistați până la hotărâre, să aducă toți hârtiile. Pisându-i la creier. Atât. Da, mulțumim. Da, domnul secretar, continuați. Redăm citire proiectului de hotărâre. Hotărâre pentru completarea hotărârii numărul 163 din 2017 privind constituirea Comisiei pentru Protecția Copilului Călăraș. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Să abține cineva? Împotriva? Unanimitate de voturi. Aprobat. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții reabilitare energetică complex de servicii comunitare pentru copii cu handicap sever Călăraș, faza documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție. Cine este pentru? Să abține cineva împotrivă? Nu. Cu două voturi împotrivă, hotărârea este aprobată. Împotrivă, domnul Bazin și domnul Vărtejan. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții reabilitare energetică Centrul de Îngrijire și Asistență Ciocănești, faza documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Să abține cineva? Împotriva? Cu două voturi împotriva, domnul Matei și domnul Vărtejan, hotărârea este aprobată. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții de abilitare energetică, clădire, secție, boli contagioase și dermatovenerice la Spitalul Județean de Urgență Călăraș, faza documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Să abține cineva? Împotriva? Cu un vot împotrivă, domnul Matei, hotărârea este aprobată.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții de reabilitare energetică sala multifuncțională Cinema 3D2D, Centrul Cultural Județean, faza documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție. Cine este pentru? Împotriva? Împotriva? Două voturi împotriva. Domnul Matei și domnul Bărtejanu, hotărârea este aprobată. Se considerează procedural și la proiectul anterior, domnul Bărtejanu a votat împotriva. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții reabilitare energetică Centrul de primire în regim de urgență Sfânta Maria Călăraș, faza documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Nu poate și vă vot aici. Consemnați Răbile Brăscu? Nu participă la vot? Împotrivă? Împotrivă? Două voturi împotrivă, o neparticipare la vot, hotărârea este aprobată. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții, reabilitare energetică, Centrul Maternal Călăraș, faza documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție, nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Două împotrivă. Două voturi împotrivă. Domnul Bătejanu și domnul Matei. Proiect de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de selecție publică de proiecte de către Consiliul Județean Călăraș pentru activități non-profit de interes public județean pe anul 2017. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Unanimitate de voturi. Proiectul este adoptat. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unor sectoare de drum din domeniul public al Comunei Roseț și administrarea Consiliului Local Roseț în domeniul public al județului Călăraș și în administrarea Consiliului Județean Călăraș. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, hotărârea este aprobată. Ai nevoie de două treimi aici. Lasă-o să o fază, domnul Bătejan. A fost în primarul dumneavoastră, Proiect de hotărâre privit pentru modificarea și completarea anexei numărul 9 la hotărârea numărul 196 din 2016, privind aprobarea taxelor și tarifelor din competența Consiliului Județean Călăraș pentru anul 2017. Aici există un amendament. Domnul consilier Chiriță George propune ca platoul să fie închiriat numai pentru expoziții sau târguri, adică alte activități care să nu fie generatoare de zgomot. Păi și atunci vom ține numai pentru zilele orașului, festivalurile, centrul cultural, că acest amendament. Supunem la vot amendamentul. Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru acest amendament fără zgomote în fața... Mă scuzeți? Proiectul nu vizează decât aprobarea tarifelor. Nu regulamentul, ce se poate face acolo. Poate fi un alt proiect de hotărâre de tarifă. Ca să nu aprobați. Mulțumim, domnule director. Atunci, supun la vot cine este pentru. Să abține cineva? Împotrivă? Mai dat de votul hotărârii este aprobată. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Călăraș la evenimentele naționale și internaționale de promovare turistică. Da, este un proiect de între Ministerul Turismului și Consiliul Județean Călăraș. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre este aprobat. Și proiectul de hotărâre cu deplasarea mea. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării președintelui Consiliului Județean Călăraș în comuna Calf, are unul anii noi din Republica Moldova. Și mai avem, uite aici, o propunere? Propun ca această delegație să fie și un consilier județean prezent în delegație. Domnul Marin Ioan, dacă se poate că este din Vulcerule și poate să reprezinte operația. Deci, ca amendament la acest proiect de hotărâre, da. Mulțumesc. Da. Cine este pentru acest amendament? Pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Împotrivă. Două voturi împotrivă. Da. Acum supun la vot cu acest amendament deplasarea mea ca președinte Consiliul Județean la semnarea protocolului de înfrățire între Comuna Calfa și Comuna Vulcerele, ca reprezentat al județului, însoțit de Consiliul Județean Marin Ioan. A reprezentat la fost primar.
trei mandate la celul. Care fost, se pare corect. Fost da. Primar, patru mandate. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Eu mă abțin cu un partid la vot. Câte reabține este adoptat? Eu și Marin Cristian un partid la vot. Dar domnul președinte Ilioze și domnul Cristian Ioan nu participă. Am de discuții dacă mai sunt ședința de astăzi. Dacă nu mai sunt, declar lucrările ședinței și dacă tot în general.